Bun găsit, copii! Eu sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vom descoperi împreună informații despre viețuitoare și mediul lor de viață, de la transferul de căldură la adaptările viețuitoarelor la mediu. Ai pus mâna într-o zi cu soare de vară pe o bucată de metal? Dar pe o bucată de lemn sau pe o frunză de copac, pe iarbă, ce diferență ai simțit? Într-adevăr, când este foarte cald, metalul se încinge și poate chiar să ne ardă pielea. Lemnul se încinge mai puțin. Iar frunzele sunt mai reci. Deci, materialul din care este făcut un corp este important. Spunem că unele materiale conduc mai bine căldura decât altele, așa cum este cazul metalului. Dar tu crezi că este importantă culoarea obiectului? Haideți să facem un experiment folosind același material. Folosim două bucăți de carton, una albă, cealaltă neagră, pe care le punem la soare, într-o zi călduroasă. După câteva minute, punem mâna pe cele două cartoane. Care este mai cald? Poți să-mi spui de ce? Legat de acest experiment, întrebarea este: culoarea hainelor poate influența cât de caldă ți este? Ce culoare de îmbrăcăminte este cel mai bine să fie purtată într-o zi călduroasă de vară sau într-o dimineață răcoroasă de iarnă, pe baza constatărilor din experiment? Într-adevăr, cel mai bine este să se poarte haine de culoare deschisă într-o zi călduroasă de vară și haine de culoare închisă într-o zi răcoroasă. Știați că ursul polar este perfect adaptat la condițiile grele de viață de la Polul Nord, unde temperaturile ajung și la minus 45 de grade Celsius? Adaptările la vremea rece de iarnă implică culoarea blănii, ce ajută la camuflare, adică se observă mai greu în peisajul polar, dar și mărimea sa, care îl ajută la menținerea temperaturii corpului. Știai că ursul polar are pielea neagră? De ce crezi că ar putea fi mai bine așa, cu pielea neagră? Găsește împreună cu colegii tăi un răspuns posibil. La revedere!